Vinerea aceasta sunt anunțate cele mai mari reduceri din an. Va fi însă un Black Friday mai mult online, se așteaptă comercianții, pentru ca oamenii evită aglomerația din magazine. Ca să mai recupereze din pierderi, unii au furat startul și au început deja să taie prețurile. Astfel de imagini cu magazine pline de oameni în vinerea reducerilor nu vom mai vedea anul acesta. Acum comercianții își pun speranțele în vânzările online, care ar urma să crească cu 20%. Reduceri sunt anunțate la toate tipurile de produse, dar unele categorii sunt mai căutate decât până acum. Oamenii au renunțat la deplasări, concedii, ieșiri în oraș și decid să investească mai mult în confort, fie că vorbim de home and deco sau fashion, fie că vorbim de tehnologie necesară pentru munca de acasă, pentru școala de acasă. Numărul de magazine online integrate într-o platformă de e-commerce a crescut cu 25% de la începutul pandemiei, iar așteptările pentru Black Friday sunt mari. Pe baza datelor de până acum, așteptăm creșteri de peste 40% în luna noiembrie. La noi, cei care cumpărau din online erau într-un procent mult mai mic față de extern și din cauza asta la noi se simte mult mai puternic această trecere către online. În depozite s-au luat măsuri de siguranță sporite. Față de Black Friday-ul de anul trecut avem o echipă mult mai mare. Echipele de logistică au un buffer de undeva la 10% în depozit sau mai mult în anumite echipe, care în condițiile în care evident există un caz vor fi izolați toți colegii din jur. Din acest buffer luăm o echipă nouă pentru a-i înlocui pe cei care vor sta în carantină o perioadă de timp. Toată lumea lucrează cu mănuși, lucrează cu măști. Oricum, o carte durează 2-3 zile până ajunge la destinatar. Este împachetată, nu există șansa să se transmită virusul prin intermediul cărții. Dacă vânați reducerile de vineri, specialiștii vă sfătuiesc să faceți din timp o listă cu produse pentru a nu cheltui mai mult decât v-ați propus și să comparați prețurile pe mai multe platforme. La final, după ce ați ales produsele și le-ați adăugat în coș, cea mai sigură variantă de plată, recomandată acum și de medici și autorități, este cea online, cu cardul. De altfel, și procesatorii de plăți estimează că anul acesta de Black Friday numărul de tranzacții online va fi dublu față de anul trecut. În cazul în care vă răzgândiți, puteți face retur în maximum 14 zile. Atenție, regula nu se aplică la toate produsele. La produse care sunt personalizate, care au fost create de către vânzător, după specificațiile tehnice specifice oferite de către cumpărător. Vorbim doar de bijuterii sau de haine care au fost create special pentru client. Dreptul de retragere nu poate fi exercitat. În măsura în care vorbim despre produse perisabile. Cele mai multe magazine au anunțat că vor avea reduceri chiar și de 80% vineri, dar sunt platforme care au început deja promoțiile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.